În 10 ani, o craioveancă a crescut 11 copii, micuți pe care părinții biologici nu i-au dorit. I-a luat în plasament chiar din primele săptămâni de viață, iar acum plânge și se bucură alături de ei. Pentru acești copii, Violeta Tudosie nu este un simplu asistent maternal, ci o mamă, așa cum de altfel o și strigă copiii. Femeia în vârstă de 51 de ani a lucrat ca magazioner la fabrica de avioane. Cu un deceniu în urmă, ea a primit vestea că a rămas fără un loc de muncă și s-a recalificat ca asistent maternal profesionist. 5 dintre copiii luați în plasament de Violeta Tudosie au fost adoptați de familii de intelectuali. În cei 10 ani am avut 11 sugari, toți luați din maternitate, unii care au ajuns în familie, unii care au fost adoptați și de care sunt mândră, pentru că au adoptat familii de profesori universitari, familii care au avut o situație foarte bună materială și familii care s-au dovedit a fi buni părinți, în primul rând, și cu care ținem de multe ori legătura și ne vedem și ne felicităm de sărbători și vezi cum cresc bine și sunt ocrotiți. În prezent, Violeta Tudosie are în grijă 2 copii, un băiețel în vârstă de 11 ani și o fetiță de 2 ani și jumătate. 2 familii sunt deja interesate să-i adopte. Băiețelul are 11 ani aproape, e primul meu copil în plasament, e de la 4 luni, luat din centrul de plasament de la parc numărul 5. Pe noi a deschis ochii, e un copil foarte bun, un copil premiant la școala 37 Mihai Eminescu, un copil care este iubit de colegi, iubit de doamna învățătoare, are prieteni mulți cu care se vizitează, un copil care promite că va fi un stâlp al societății în viitor. Fetița e luată de la 2 săptămâni de la Spitalul Filantropia, pe noi a deschis ochii, pe noi ne știe de mamă, de tată, un copil care are 2 ani și jumătate și care promite foarte multe și ea. Florin Stancu, directorul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Dolj, susține că județul nostru se confruntă cu o criză acută de asistenți maternali profesioniști. Din anul 2009 nu s-a mai făcut nici măcar o angajare în urma blocării posturilor. În ce privește plasamentul la asistenții maternali profesioniști, continuă să existe o nevoie foarte acută la nivelul județului nostru. Practic, din estimările noastre, ar fi nevoie de un număr de 250 de asistenți maternali profesioniști, pe care noi îi și avem ca posturi în organigrama noastră. Există și finanțare pentru aceste posturi. Din păcate, sunt la servici doar 167 de asistenți maternali, care sunt nevoiți să aibă grijă de aproximativ 400 de copii. Este foarte complicat de gestionat această situație și sigur că se impune cu necesitate de blocarea posturilor vacante pentru a putea extinde sistemul. Salariul unui asistent maternal este la nivelul celui minim pe economie. La acesta se adaugă un spor de 10% pentru al doilea copil și alocația zilnică pentru hrană. În centrele de plasament din Dolj sunt înregistrați 444 de copii, iar 313 se află în centrele pentru copii cu handicap.